Academia Română a sărbătorit astăzi, în cadrul adunării generale, 155 de ani de la înființare. Cu acest prilej a fost organizată online sesiunea omagială Nicolae Iorga, 150 de ani de la nașterea marelui om de cultură. Acesta a elaborat o operă monumentală, integrând istoriografia spațiului românesc în cea universală. Evenimentul dedicat evocării savantului român a fost deschis de alocuțiunea academicianului Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a evidențiat calitățile excepționale de enciclopedist ale profesorului Nicolae Iorga. Viața și opera sa l-au determinat pe un critic destul de sever, pomenit deja de mine, George Călinescu, să-l declare totuși drept, citez, Voltaire al României, ceea ce nu este deloc măgulitor, ci este realist și concordant cu adevărul. Iorga a fost un om a cărui vigoare n-a fost niciodată depășită în profesiunea de istoric. Dincolo de contingent și de cotidian, opera lui Nicolae Iorga străbate timpul, adică demonstrează la modul sublim, cum spuneau anticii, că arta este lungă, iar viața este scurtă. Personalitatea multivalentă a istoricului, inițiativele sale inovatoare în multe domenii de cercetare a istoriei și demersurile de promovare a patrimoniului cultural au fost prezentate de academicienii Victor Spinei și Răzvan Teodorescu, vicepreședinți ai Academiei Române. Abordând vasta tematică a devenirii istorice a poporului român din cele mai vechi timpuri până în contemporanitatea imediată, Iorga nu înțelegea să o trateze detașat de evenimentele dintr-un larg spațiu înconjurător, fiind conștient că istoria românească se împletea cu aceea a popoarelor din jur, vecinătatea a cărei ignorare ar lăsa neelucidate mai multe din aspectele sale cardinale. Din acest punct de vedere, Nicolae Iorga se apropie de alte mari spirite ale istoriografiei contemporane, pentru care receptarea deplină a trecutului nu se poate face prin limitarea la perimetre regionale înguste, ci în corelație cu evenimentele de pe plan universal. De la detalii grăitoare la orizonturi largi, Nicolae Iorga a lăsat posterității și în domeniul istoriei artei o moștenire spre care vom întoarce mereu privirea. Uriașul român, venit pe lume acum în secolul și jumătate, a întemeiat și aici direcții de cercetare, dezvăluind, o spune chiar el în O viață de om așa cum a fost, caracterul și prețul uneia dintre cele mai frumoase și nobile creațiuni ale geniului național. Despre cercetările savantului asupra istoriei bazinului pontic a vorbit Octavian Cristea, directorul Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Înființată în data de 1 aprilie 1866, Academia Română a rămas cel mai înalt for de consacrare științifică și culturală al țării.